Găsirea știri se urmări care sunt cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Dacă vreți și aveți în plan să vă faceți pașaport în următoarea perioadă, să vă luați gândul de la centrul din Pașcani. Asta pentru că nu sunt suficient angajați și abia dacă fac față solicitărilor venite din partea cetățenilor din județ, Republica Moldova și chiar străinătate. Prefectul județului Marian Șervescu precizează că pe viitor se are în vedere deschiderea unui punct de lucru săptămânal la Pașcani, însă nu se știe când. După ce un paznic a fost prins de procuror cum că lua mită pentru a scrie rândul de așteptare la pașapoarte Pașcani anul trecut, reprezentanții direcției nu mai vin în oraș. Este adevărat că și numărul mare de solicitări și angajați puțin blochează această situație, mai ales în lunile de vară. De exemplu, în aceste zile, numărul persoanelor care solicită astfel de documente a crescut cu aproape 80 de cereri zilnic față de o perioadă obișnuită a anului. Avem o creștere de numărului solicitărilor cu 20% în perioada aceasta față de perioada similară a anilor trecuți. Prefectul județului Iași, Marian Șerbescu, a precizat reporterilor BIT TV Pașcani că știe de această situație și speră ca în următoarele luni să fie redeschis centrul mobil din oraș. Dar noi am mai deschis un ghișeu pentru pașapoartele temporare la Iași. Și când se va regla situația cu personalul, reînființând sau redeschidem, ei au fost practic două zile, doi oameni, pentru că trebuie să iei cerere și tot ei trebuie să le facă a doua zi. Aglomerația de la serviciul de pașapoarte o să continue inclusiv în luna septembrie, lună de vârf fiind august. De exemplu, de la începutul anului până acum au fost eliberate peste 25.000 de pașapoarte. Asta face ca zi de zi la serviciul de pașapoarte să fie coadă, însă conducerea a decis prelungirea programului. Majoritatea cetățenilor cer acest serviciu în special pentru copii, deoarece micuții nu se pot deplasa în Uniunea Europeană fără acest document. Am eliberat deja în prima parte a anului peste 25.000 de pașapoarte. Este un număr de peste 200 pe zi în orice caz, chiar și 300 în anumite zile. Din acest motiv încercăm să ne adaptăm la solicitările cetățenilor și prelungim programul de lucru la anumite camere în funcție de personalul existent. Volumul mare de muncă și deficitul de personal au făcut ca șefii Direcției Generale de Pașapoarte să decide suplimentarea numărului de angajați de la serviciul din Iași. În luna august se va organiza un concurs la Direcția Generală de Pașapoarte pentru trecerea în corpul ofițerilor, a agenților de poliție, pentru 5 posturi existente la serviciul nostru. Deci sunt premisele unei îmbunătățiri pe viitor a situației de personal. Cei care doresc să depună solicitare online trebuie să ia în calcul faptul că vor putea să primească pașaportul abia spre sfârșitul lunii august și asta pentru că toate pozițiile sunt ocupate. Eliberarea unui pașaport se poate face doar în regim de urgență cu eliberarea unui bon de ordine. Taxele sunt aceleași și pot fi achitate la finanțe sau la poștă. Pentru pașaportul electronic se va achita o taxă de 258 de lei. Pentru minorii sub 14 ani, costul pașaportului electronic este de 234 de lei, iar pentru pașaportul temporar, care este valabil doar un an, se achită o taxă de 96 de lei. Simulare de incendiu astăzi la o societate din Pașcani, mai multe autospeciale de pompieri și un echipaj SMURD au participat la acest exercițiu cu scopul de a testa modul de intervenție și cooperarea salvatorilor în situații de urgență. În cadrul scenariului organizat a fost și o presupusă victimă care a fost preluată de paramedici. Intervenție în forță astăzi la sediul societății Adams pe strada Fântânele din municipiul Pașcani. Mai multe autospeciale ale pompierilor și un echipaj de prim ajutor au participat la o simulare de incendiu la fabrica de prelucrare a lemnului. Conform scenariului, flăcările ar fi cuprins una dintre halele unde se lucra, iar un muncitor ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale. În acest caz au intervenit paramedicii care au preluat victima și i-au acordat primul ajutor. Scopul acțiunii a fost de a testa modul de intervenție a forțelor și cooperarea salvatorilor în astfel de situații. Potrivit celor spuse de reprezentanții Inspectoratului de Situații de Urgență Iași, cele 18 cadre participante s-au descurcat foarte bine, iar exercițiul a decurs în limite normale. Acest exercițiu a constat în simularea unui incendiu și stingerea acestuia. Au participat
5 autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor cu un total de 18 cadre participante. Scopul acestui exercițiu este acela de a verifica modul de intervenție a forțelor și cooperarea acestora pe timpul desfășurării unei intervenții. Considerăm că exercițiul a decurs în limite normale și timpii care au fost obținuți ca și intervenție și localizare și lichidarea incendiului sunt cei scontați, astfel încât considerăm că într-o intervenție reală se poate face față cu succes. Menționăm că pompierii pășcăneni desfășoară periodic astfel de simulări atât la instituțiile publice din municipiu, cât și la anumite societăți care își desfășoară activitatea în oraș. Guvernul a decis astăzi printr-o hotărâre ca ziua de luni, 14 august, să fie liberă pentru salariații din sectorul public, fiind făcută legătura între weekendul și ziua de 15 august declarată nelucrătoare. Ziua liberă va fi recuperată în regim de program normal în ziua de 19 august sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până la data de 25 august. Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității. Mai multe informații găsiți pe site-ul btv.info. Proiectul privind modernizarea compartimentului de primiri urgențe din cadrul Spitalului Municipal Bașcan a fost subiect de discuție la începutul acestei săptămâni la București. Managerul spitalului, doctorul Costică Pânzaru, a avut luni o întâlnire cu secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, stabilită pentru acest subiect. Proiectul a fost considerat oportun și se caută soluții pentru a fi transpus în realitate. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, consideră oportun proiectul privind modernizarea și extinderea compartimentului de primiri urgențe din cadrul Spitalului Municipal Pașcani. Aceasta a fost concluzia întâlnirii de luni de la București între doctorul Arafat și managerul unității medicale Costică Pânzaru. Am avut o discuție prelungită cu autoritățile centrale de statului și datorită intervenției domnului deputat Axinte în Parlamentul României și a domnului președinte la Consiliul Județean, domnul Popa Maricel, am fost și am avut onoarea de a fi primit de dr. Raed Arafat împreună cu echipa domniei sale, de asemenea că primăria împreună cu domnul primar Pantazi, cu directorul administrativ, cu domnul președinte al Consiliului Județean, sunt de acord cu finanțarea acestui proiect și sprijinirea lui. În urma discuțiilor s-a constatat faptul că actualul proiect trebuie îmbunătățit și regândit. De exemplu, spune managerul Pânzaru, în documentele făcute nu este cuprinsă și amenajarea unui spațiu de decontaminare în cazul unor boli infecțioase. Proiectul pe care l-am făcut noi are niște deficiențe, în sensul că legislația s-a schimbat. Ca să vă dau un exemplu care, sigur, interesează comunitatea și viitorul nostru, de exemplu, n-am prevăzut un spațiu de decontaminare chimică sau cu altceva, de exemplu, cu holeră sau ebola. Și atunci, proiectul care noi l-am discutat, a fost făcut, trebuie să-l regândim pe anumite circuite. Investiția are o valoare de 4 milioane de euro, iar conform oficialilor se caută surse de finanțare pentru acest proiect de anvergură, menit să vină în ajutorul pacienților care ajung la urgențele din Pașcani. Să nu credeți, dumneavoastră și comunitatea, că acest proiect o să răsară ca o cepercă după ploaie. Deci proiectul durează foarte mult, deci trebuie regândit să-l facem din nou. Trebuie după aceea scos în sistemul de licitație de ce proiectat va fi și trebuie să găsim sursa de finanțare de unde va fi. Deci pentru comunitate este un proiect important. Acum o să vedem cine îl duce mai departe. Tot în cursul zilei de luni, managerul din Pașcani a vizitat și alte două unități medicale din București, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca și cel pentru copii Grigore Alexandrescu. Sub îndrumarea domniei sale se vizitez două spitale din București. De Spitalul de Urgență Floreasca și Spitalul de Copii Alexandrescu. Vreau să vă spun că, în afară de faptul că cele două compartimente și unități de prim urgență sunt de adevăr deosebite, spitalele arată mult mai puțin decât arată spitalul în care locuiți dumneavoastră. Menționăm că la întâlnirea de luni au participat și proiectanții investiției.
Mare sărbătoare astăzi în comun ales pe cunoscutul Bâlcea a început deja, iar mii de oameni și-au anunțat prezența, mai ales că pe scenă vor urca să încânte publicul artiștii Corina sau Mario Buzoianu. Și în acest an scena este amplasată în piața din localitate, acolo unde la miezul nopții va fi și un foc de artificii. Administrația locală a amenajat locul din piața din centrul localității, unde au început să vină camioanele cu iujuri și comercianții. Primii care vor să deschidă programul artistic începând cu ora 18 vor fi Constantin Bahrin, Marinica Botea, Ștefan Diaconiță sau Cristinel Iordăchioaia. Inima-i de dor tresare, liniște ea nu mai are. Anii trec, se duc în zbor, copiii-și fac rostul lor. De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu, măi. Oameni buni de falnic neam, strănepoții lui Ștefan, măi. Sare că dragostea mă doboare, 27 îmi bătrânești și nu mai știi și grăier. Uita tata sărea cu tenerul blata buia. Apoi sărbătoarea va continua cu Bianca și Claudia Martinică, Beatrice Duca și Mario Buzoianu. Iași până la bărți, lumii draga mea, ne prindim în horătăți, lumii draga mea. De la prut până la Carpați, lumii draga mea, să jucăm ca între frați, lumii draga mea. Și mamă supărată, măi la mucă dragă, lasă-mă să-și o jucată, mamă. De la ușă până la prag, măi la mucă dragă, divătița și azi cu mine sunt prietenii. Hai, viață, viață, uite, poate măcar pentru o zi. Cei care vor încheia petrecerea într-un mod grandios vor fi Dodi și Corina. Spre miezul nopții, sătenii vor putea vedea și un impresionant foc de artificii. De asemenea, pe parcursul zilei, localnicii au la dispoziție terase cu mici și alte bunătățuri, băutură coritoare, iar pentru cei mici vor fi diferite iujuri sau tarabe cu jucării. Dacă aveți timp și vă preocupă modul cum este administrat orașul în care trăiți, aveți o nouă ocazie de a vă exprima propunerile sau punctele de vedere. Primăria Pașcani organizează vineri, 21 iulie, de la ora 11, o dezbatere publică privind exploatarea și amenajarea cimitirelor, amenajarea parcărilor și preluarea strandului municipal de către fostul operator de apă și canalizare. Până acum nu a fost primită nicio observație pe marginea celor trei proiecte lansate în dezbatere publică încă din 14 iunie pe site-ul instituției. Proiectele ar urma să fie supuse aprobării Consiliului Local în ședința de la sfârșitul acestei luni. Acestea au fost în dezbatere publică pe site-ul primăriei. Nu am primit niciun fel de propunere sau amendament la aceste studii. Pe data de 21.07, vineri, de la ora 11, în sala de seminarii din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, va avea loc dezbaterea publică a acestor studii de fundamentare, unde bănuim noi că vor veni o serie de cetățeni și vor face propuneri pentru aceste studii. Urmează ca, după dezbaterea publică, să fie întocmite proiecte de hotărâre cu aceste proiecte, cu aceste viitoare proiecte și să ajungă în Consiliul Local, unde urmează să iau decizie. Dacă vor fi aprobate de consilieri, executivul local urmează să amenajeze un nou cimitir pe un teren aflat în spatele fostei școli din cartierul Fântânele. De asemenea, vor fi identificate și marcate sute de parcări, cele rezidențiale urmând să fie scoase la licitație. Ștrandul municipal, dar și administrația parcărilor vor fi preluate de PSA Pașcani cel mai probabil de anul viitor. Centrul Pașcanului va fi închis de vineri la miază pentru ca evenimentul Târgul Meșterilor Populari să se desfășoare pe strada Ștefan cel Mare, sensul de mers Profi Oficiul Poștal. Cu această ocazie și numărul meșterilor la Pașcan este mai mare, fiindu-le oferite condiții mai bune pentru amenajarea standurilor cu diverse produse și nu vor mai sta în soare ca în ultimii ani. Mașinile staționate și parcate în centrul Pașcanului au primit câte o notificare ce aduce la cunoștință că în perioada 21-23 iulie se va desfășura cea de-a noua ediție a Târgului Meșterilor Populari, eveniment organizat de Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani.
Cu acest prilej se închide circulația și se interzice staționarea autovehicolelor pe strada Ștefan cel Mare între magazinul Profi și oficiul poștal pe partea dreaptă, începând cu data de 21 iulie de la orele 6. Este menționat în anunțul pus pe parbrizul mașinilor aflate în centrul Pașcaniului. În acest an, evenimentul se anunță unul deosebit, dat fiind noutățile anunțate. Pe lângă numărul mult mai mare de meșteri populari care și-au anunțat prezența la Pașcani din toată țara și Republica Moldova, va avea loc și un simpozion, iar cei până în 18 ani se pot înscrie gratuit la lecțiile de olării sau țesut. Timp de 3 zile pe această stradă din spatele meu vor fi amenajate 10 de standuri ale meșterilor populari veniți din toată România și chiar Republica Moldova. Veți găsi produse alimentare și de artizanat, cum ar fi cozonaci secuiești, dulcețuri și turtă dulce, dar și oale pentru sarmale, coșuri împletite, instrumente muzicale sau covoare tradiționale, icoane sau măști. De asemenea, găsiți și podoabe făcute unicat din mărgele și nu numai, sau obiecte vestimentare precum ii, căciul și haine de blană sau geci de piele. Amintim că deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri la orele amiezii 12 cu premiere și spectacol folcloric. Din cauza aparatelor de încălzire lăsate sub tensiune, două gospodării din comunele Valaseacă și Ruginoase erau să fie distruse. Pompierii au intervenit să stingă vâlvătaia, însă pagube tot s-au produs. Nefericitele momente s-au petrecut pe parcursul a câtorva ore. Reprezentanții ISU vin din nou cu acelea sfaturi de prevenție în astfel de cazuri. Astfel, miercuri la amiază, secția de pompieri Pașcani a intervenit în satul Topile, comuna Valaseacă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință particulară. Au ars aproximativ 20 de metri pătrați astereală din lemn, 20 metri pătrați folie de plastic din componența acoperișului, 10 metri liniar izolație conductori electrici, componentele din plastic aferente unui boiler termoelectric. Câteva ore mai târziu, azi dimineață, 20 iulie, în jurul orei 6:30, pompierii pașcăneni au intervenit în satul Dumbrăvița din comuna Ruginoase pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință particulară. Au ars aproximativ 50 metri pătrați astereală din lemn, două uși din lemn și două ferestre. Cauza probabilă a incendiilor, aparatele electrice lăsate sub tensiune. Vineri 21 iulie, vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară în orele după amiezii în vestul și sud-vestul țării și izolat în rest, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil cu unele înorări după amiaza și seara, în special în zona de munte, unde doar izolat și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor avea valori de 28 de grade pe litoral până în jurul la 37 de grade în câmpia de vest, cele minime se vor încadra în general între 14 și 23 de grade. Gradele din termometre sunt din ce în ce mai mari, astfel pentru ziua de vineri 21 iulie, specialiștii anunță pentru județul Iași maxime de 32 de grade Celsius și minime de 18. Soarele va străluci pe cer, însă la orele amiezii își fac apariția și câțiva nori. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine!